regăsit la o nouă întâlnire cu profesioniștii din agricultura românească. Popasul pe care îl facem astăzi la holdingul Maria Group este unul dedicat găsirii de noi soluții pentru ca agricultura din sudul României să se dezvolte și mai mult. Într-o perioadă în care orzul deja a fost recoltat, iar cultura de soia dublă a fost pusă în brazdă, Jihad El Khalil a organizat în cadrul fermei de la Chirnoci o întâlnire cu cei mai reprezentativi fermieri din zona Călărașului. În plus, au mai fost prezenți și reprezentanți ai politicului, cercetători sau fermieri de talia celor din insula Marea Brăilei. De altfel, Lucian Buzdugan, reprezentantul Agricost Insula Marea Brăilei, a ținut să viziteze întreaga exploatație vegetală de la Prundu și Chirnoci. A văzut cum arată cultura de orz care tocmai se recolta, mediul în care urma să fie semănată soia dublă, dar și perspectivele pe care le au culturile de grâu, rapiță și porumb. E o minune. Genetica a reușit, dacă putem reface, adică soia acum, e vorba aia, are 30 de centimetri și noi abia semănăm, probabil mâine, poimine o să semeni, imediat după recoltat. Da. Deci îți dai seama, să ajungi din urmă un astfel de nivel și să o faci, să aibă și proteină cât trebuie. Aflat în plină campanie de recoltare a culturii de orz, și Jihad El Khalil a ținut morțiș să-i aducă la aceeași masă pe agricultorii călărășeni. Să discute despre cum arată recolta însămânțată în toamnă, să identifice noi căi de a perfecționa tehnologia de lucru a pământului, dar și să vadă care sunt soluțiile pe care genetica le oferă pentru viitor. Astăzi avem întâlnire cu colegul nostru aici în zona. Nu avem din toate țara, numai colegii care sunt în zona Călăraș, mai mult, 95%. Și avem discuții cu toate problemele care... cu agricultura. Dialogul înfiripat la această masă rotundă a plecat din câmp, acolo unde cu câteva ore înainte a invitat câțiva specialiști. A fost locul perfect pentru ca acești oameni să înțeleagă cât de mult a evoluat tehnologia cu care se recoltează și însămânțează solele în ultimul timp. Cu 20 de ani erau niște semănători de semănat în miriște pe 6 rânduri, făcute, concepute la vremea respectivă, dar cum noi eram obișnuiți cu arat, discuit și apoi semănat, ne era teamă atunci să folosim semănătoarea de semănat direct în miriște, în teren nelucrat, fără arături. Și făceam prostia de arat, discuit, semănat, după aceea pierdeam apa și ne rugam la Dumnezeu să plouă, dacă ploua răsărea, dacă nu, nu. Deci, în primul rând, pierdeam timp cu balotatul paielor, cu strânsul lor, cu eliberatul. Da, da. Și atunci mai treceau 2-3 zile. Balotatul, hai să zic că puteai să ții din urmă, dar transportatul baloților, scosul lor din câmp, era o problemă grea. Și atunci pierdeai 2-3 zile. În 2-3 zile aici se usca terenul și puneai și tu sămânța cu mașina aia de semănat direct, tot îl usca. Balotatul era cu târâșul. Baloții erau puși pe aia, să tasa terenul, să bătătorea, să... Da. Deci, combine... tehnologia actuală este concepută pentru astfel de Dacă nu era tehnologie, era foame în lume, domnule. Da. Era foame. A adus mâncare. A adus mâncare.
ploaie cum de 100... Cum a ocupat sistemul de irigație? Acum vedeți stațiile nouă care am făcut noi, ultimul modern. Și putem să facem și desecare așa. Asta, am spus 1000 de ori, asta e inima unitatea. 100 de litri de precipitație venit pe fondul Dunării care se ridică, e un dezastru. Poate însemna un dezastru pentru exploatații de aceasta. Lucrăm, îmbunătățim, reabilităm și nici stațiile, nici canalele, prin hotărâri de guvern, nu sunt ale noastre. De ce? Stă la Ministerul de Finanțe. Hotărârea de guvern, nu-și pun viza. De ce? Pentru că cei de la Minister nu vor să înțeleagă că fără stațiile astea, situația este proastă. Într-adevăr, noi ne-am asumat răspunsul. Noi când vorbim, crezi, lume spune asta, vorbești pentru ei. Sunt 600 de mii de hectare în Lunca Dunăre, care, dumneavoastră știți, asta produs. Da, asta dau siguranța alimentară a României. Da. Și care... producția de aici, România poate trăi. Într-un an de secetă, într-un an de dezastru. Da. Și eu cred că lumea a început să înțeleagă că poveștile alea cu buzunarele pentru tăierea vârfului de viitor, vârf de viitor îl tai dacă viitorul începe la ora 8 și termină la prânz. Și a venit viitura mare și ai un buzunar în care dai drumul la apă și gata. Dar când ea începe pe 1 aprilie și se termină în iunie, aia nu mai e viitor, aia umple toate buzunarele și cu același nivel continuă să curgă la vale. Deci, subiectele acestea trebuie discutate de profesioniști, trebuie ei să decidă, nu oameni care n-au văzut niciodată cum e o viitură, care n-au cultivat niciodată o palmă de pământ. Important este modul de abordare a subiectului, în sensul că se folosește apa din sol, o păstrăm acolo, o conservăm și o valorificăm la culturile următoare, punând un mulci deasupra solului pentru ca ea să rămână și să poată fi valorificată. Dar în același timp am constatat și cred că e o problemă care ar trebui astăzi dezbătută aici, că o mare parte din culturi sunt în mare suferință datorită excesului de umiditate. Apreciez cam 15% din suprafața incintei aceștia că este afectată și că aceasta se datorează atât nivelului Dunării, dar și precipitațiilor căzute din ultimul timp. Și că investițiile ar trebui îndreptate foarte serios asupra eliminării acestui exces, care aduce pagube însemnate și categorice. Sigur, o să ziceți, bun, adică ce vrei dumneata? Ce vrei să crezi că statul va mai lua înapoi sistemele, va subvenționa energia? Mă îndoiesc că va face treaba aceasta. Și eu vă spun acum pe experiența noastră din insulă. De 3 ani am luat problema pe mâna noastră și am investit în stațiile de pompare care trag apa din incintă și o evacuează în Dunăre. În momentele acestea, fiind stații, 30 de stații de acestea de, care duc apa până la stațiile mari care o aruncă în Dunăre, dar cel mai mult am avut de suferit și recomandarea care aș putea să o fac aici este că trebuie investiții serioase în decolmatarea canalelor care nu mai sunt funcționale. A crescut multă vegetație pe aceste canale, an de an vegetația aceasta, rădăcinile în mod deosebit, au făcut o masă organică care împiedică curgerea fluentă a apei. Și atunci noi am investit în două mașini de speciale de decolmatare care în 2 ani de zile au decolmatat 700 de kilometri de canal.
Sigur, noi avem 1400 de kilometri de canal de desecare pe care sperăm ca în următorii 2 ani să aducem sistemul la forma sa inițială. În concluzie, aș vrea să milităm toți ca să iasă hotărârea de guvern prin care ne dă nouă stațiile și canalele, să răspundem de ele, să le, așa cum s-a dat stațiile prin organizațiile de udători, tot printr-o organizații de desecare și drenaj, pe care o avem înființată, dar care nu are încă o hotărâre de guvern ca stațiile să treacă în proprietate. În proprietate temporară, nu o proprietate absolută. Adică dacă cel care exploatează terenul la anul se mută, pleacă, nu ia stația cu el că îi aparține. Ea rămâne acolo la celui care urmează să exploateze terenul. Adică trebuie să-și asume acest risc. Deci aș fi deschis aici dezbaterea pe această problemă care, să-i zicem, generală. Ministrul Agriculturii, domnul Daniel Constantin, ne-a făcut onoarea și a fost în insulă. N-a putut vine când am avut noi ziua câmpului și i-am ridicat această problemă, a promis că o rezolvă. O altă problemă care i-am ridicat-o și sper că o rezolve și pe aceasta, a promis că o rezolvă, e să treacă soia de la grupa de plante oleaginoase la grupa de plante proteaginoase, pentru că Uniunea Europeană deține fonduri speciale pentru această și stimulente speciale pentru această categorie de plante. Și e păcat ca cea mai proteaginoasă plantă să nu facă parte din grupa asta și face parte din grupa uleioase. Că îi spun întâi să extrage uleiul și după aia rămâne șrot. Deci... rămâne cei mai multe. Rotul este într-o proporție covârșitoare față dublă sau chiar mai mult decât dublă decât ulei, între 17 și 19% și proteina, sigur, e peste, poate depăși chiar 40%. Deci sunt preocupări, dar eu cred că azi aici, pe calea aceasta, am putea ridica mai multe idei de acestea care ar trebui să ajungă la cei care deocamdată politic văd că ne guvernează țara. Considerat model în agricultura românească datorită modului în care manageriază cea mai mare fermă din Uniunea Europeană, Lucian Buzdugan a fost provocat să facă paralele între tehnologiile folosite în insula Marea Brăilei și cele întâlnite în această zonă. Apreciați producțiile în balta Brăilei și în balta Chirnoci. Sunt diferențe mari de tehnologie? Vreau să vă asigur, tocmai am mai declarat asta astăzi, nu sunt diferențe mari de tehnologie. Noi am abordat împreună și ne-am inspirat unul de la altul privind lucrările minime ale solului. Am renunțat total la pluguri, am renunțat total la discuri și singurile mașini care le folosim sunt mașinile de afânat solul, fără întoarcerea brazdei, cu incorporarea îngrășămintelor, ceea ce nu este la Chirnoci, cu incorporarea îngrășămintelor cu fosfor la adâncimea de 17-18 cm, că de chestia asta s-a cam uitat în ultimul timp și mașina aceasta rezolvă treaba, dar și compactarea solului la loc pentru a asigura prin capilaritate aportul apei de jos în sus, pe care noi prin lucrările care le făceam, fie că se cheamă arat, fie că se cheamă disc, rupeam această legătură, ceea ce ne făcea să suferim, adică la culturile care urma să le semănăm în toamnă, mai puțin pentru culturile care semăneau primăvară. Deci între tehnologiile noastre și tehnologiile de la Chirnoci, aproape că nu sunt deosebiri. Ceea ce e valoros la Chirnoci și îl invidiez, dar nu îl urăsc pe domnul Jihad, e că suprafața e mult mai plată
și gestiunea nivelului freatic se face mult mai facil aici. Vrei să ridici apa pe toată suprafața la jumătate de metru sau la 30 de centimetri, o ții în canale și, sau o aduci în canale și au rădăcinile apă. Datorită faptului că insula e foarte vălurită, la noi au apărut sărături, 10% din suprafața insulei noi nu putem să o folosim datorită pierderilor de cultură. Domnule Buzdugan, ați făcut o vizită celor de la Agrocărinoși, de aici, de la Maria Group. Ați fost și în câmp. Cum arată toate culturile? Cu mare plăcere am răspuns invitației. De altfel, este un obicei a companiei și a domnului Jihad de a mă invita, practic, în cel puțin 3 anotimpuri, dacă nu chiar în 4, primăvara, vara și toamna. Și vin cu foarte, foarte mare plăcere, pentru că totdeauna aici am găsit și găsesc multe noutăți și de ce nu, și în materie de dotare este vârf de lance. Mașini performante și este bine când cineva le testează înaintea ta pentru a-ți da oarecare siguranță că și dacă lucrurile se confirmă și la tine, atunci, sigur, mașina este foarte bună. Deci, totdeauna, prin producțiile pe care dânșii le rezolvă, dar mai cu seamă, prin integrarea care începe să o facă din ce în ce mai mult, respectiv să transforme grâu în făină, să transforme porumbul în furaje și furajele în carne, fie că e vorba de carne de bovină sau carne, și cel mai important, carne de ovină, dă un plus de considerație și un plus de apreciere, pentru că așa ar trebui să facem cu toții, să exportăm cât mai multă valoare adăugată la da, să se închidă acel cerc. Cercul și adică să avem o producție integrată, spunem noi, adică de la plantă până la produsul care se pune în farfurie. Ați fost impresionat și de felul în care arată efectiv cultura de porumb, cultura de orz? Cultura de porumb, deși au avut probleme cu excesul de umiditate foarte mari, ca, de altfel ca și așa cum am avut și noi, cultura este în plină redresare, este în faza de 10 frunze, și porumbul promite foarte mult. O cultură de soia foarte frumoasă, producția de orz bună și de grâu foarte bună. Cum vi se par culturile celor de aici de la Maria Group? Extraordinar de frumoase și, sincer să fiu, nu numai că am rămas încântat, am rămas pur și simplu stupefiat. Nu mă gândeam că poate să fie la un nivel așa de ridicat în problema agriculturii. Auzisem, dar nu credeam. E prima oară când veniți? Da, e prima oară. Deci ați rămas uimit la prima vedere. Tocmai de asta v-am zis mai devreme, da. Pentru că mai devreme am discutat cu unul dintre fermieri, spunea că acest loc a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani de când cei de la Maria Group au venit să investească în această zonă. Eu pentru zone. Prima oară sun și sunt pur și simplu foarte, foarte impresionat de progresul făcut de către Maria. Este de necrezut pașii care s-au făcut în această perioadă. Era o unitate modestă, ca practică tehnologică, erau rezultate mediocre. Iar de când, practic, cei doi investitori au venit aici, rezultatele sunt extraordinare. S-au făcut într-un interval foarte scurt pași extraordinar de importanți, iar societatea Secii Agrochirnoci, îndrăznesc să afirm, este una din cele mai performante pe plan european. Așa cum ați văzut și din luările de cuvânt, din intervenția domnului director general Buzdugan, este una din societățile comerciale unde se aplică o tehnică de vârf. Și mă bucur foarte mult că printr-o relație de colaborare cu stațiunea de cercetare din Teleorman
avem o tradiție din acest punct de vedere. Nu vreau să laud pe domnul Gilad, dar vreau să vă spun că pentru noi, pentru zona noastră, au fost niște oameni deosebiți, niște oameni care ne-au ajutat în momentele cele mai grele, când noi nu puteam să intrăm la nicio bancă din țara românească, nu ne dădea nimeni niciun credit, nici, aproape că nici nu ne primeau. Când auzeau de agricultură, ori se făceau că nu ne cunosc, deși ne cunoșteau, ori se făceau că n-aud ce vrem să le spunem noi, și ei au fost oamenii care au înțeles și au văzut și bravul lor, deci le-a strălucit mintea, a văzut că în agricultură, indiferent cât ar fi de greu, ei își poate lua înapoi împrumuturile sau ajutorul care l-a dat, și îl poate lua înapoi. Deci ne-au ajutat, v-am spus, în momentele cele mai grele. Acum 10-12 ani, dacă te duceai să iei la o bancă un miliard, era vai și amar, dar nici nu-ți dădea, că nici nu puteai să deschizi gura de un miliard. Ei au fost oamenii care au adus inputuri și ne-au dat de câte un miliard, poate peste un miliard, până la recoltă. Deci dați-vă seama dumneavoastră ce înseamnă un om care a înțeles că aici se poate face treabă și că poate recupera, și au făcut și ei treabă. Și uite, la ora actuală sunt niște oameni care până acum au progresat cel mai bine, și bravo lor, și ne menține și pe noi, că totuși, uitați-vă dumneavoastră, facem producție, dar nu cumpără. Deci nu se ia. Toată lumea vine, e păcat că nu înțeleg toți, eu am propus de multe ori, să facem o unificare, să fie el acela, că, pentru că el are posibilitate, toate cerealele are posibilitate și să stocheze, să le țină. Ați văzut și propunerea dânsului de astăzi, să cu 30%, este foarte adevărat, dar noi dacă stocăm 30%, noi nu mai avem potențial să continuăm lucrările și suntem nevoiți să ne ducem la bancă. Vi s-a părut interesantă discuția de astăzi? Sigur că da, foarte interesantă. Și dânsul, bineînțeles că are altă informație, ocupându-se de comerț mai mult, știe cum evoluează comerțul. Și asta e o treabă foarte importantă. Că degeaba te duci acolo, ești ocupat, produci, nu știu ce, dar pe partea asta la altă, când vii să câștigi, să iei ponoasele, nu mai știi cum merg treburile și te poate. Ei au fost niște oameni corecți. Adică ai dat marfă să fii sigur că ai luat banii de la ei. Deci ei sunt niște oameni foarte corecți în privința asta. Nu sunt românii noștri cum au fost ei. Vă spun cinstit. Eu lucrez de 16-17 ani de zile cu ei. Nu de un an. Nu are în gând păcăleala. Cine nu face afaceri, din punctul meu de vedere, în agricultură, cred că trebuie să-și regândească business planul, pentru că e o parte din economie în care trebuie să faci business. Din tot ce se întâmplă aici, fiindcă aici nu se întâmplă așa că vine de undeva din cer, ci pentru că lucrează permanent în colaborare, ați văzut, cu stațiunea de la Telorman de cercetări, și personal l-am văzut de mai multe ori pe domnul director Negrilă de acolo aici. Cred că fermierii, atât cei mici cât și cei de talie mijlocie, pot prelua multe din verigile esențiale pentru obținerea unei producții bune, și asta datorită faptului că de cele mai multe ori nu trebuie să ne împiedicăm de tradiție, ci trebuie să fim deschiși la progres. Ori aici, progresul întotdeauna a avut o primire frumoasă. E ceva de apreciat ce au dânsii aici. Sunt culturi care necesită investiții mari, cheltuieli mari pe hectar, însă și rezultatele sunt pe măsură. Ce e de apreciat este faptul că au reușit să păstreze o fostă societate de stat, fost IASE, și au reușit să nu numai să o păstreze, să o dezvolte. Lucru pe care nu-l găsești oriunde. Cel puțin în zona noastră a Bărăganului sunt 2-3 societăți de acest fel. Principala chestie
pe care au văzut-o fermierii mai mici sau mai mari, poate că unii dintre ei deja îl folosesc, o reprezintă faptul că nu poți obține o producție în agricultura de astăzi fără să respecti toate verigile tehnologice. Asta înseamnă de la o sămânță, plecând de la o sămânță de calitate, o fertilizare echilibrată și suficientă, un sistem de tratament al plantelor cât mai bine făcut. S-au dus timpurile când făceai un tratament cu un produs ieftin, vrei producție, acum trebuie să mergi 2-3 tratamente la grâu, de exemplu. Până la urmă să-i dai pământului ceea ce trebuie să-i dai și bobului la fel. Exact. Mai ales că aici este un teren de baltă. Este o incită indiguită, terenul nu este foarte bun. Spun chestia asta pentru că și eu lucrez o suprafață în aceleași condiții, un pic mai în aval față de această exploatație. Deci e un teren cu foarte mult nisip, foarte multă argilă, mai puțin cernozium. Și atunci este foarte clar că dacă nu-i dai, nici el nu-ți dă. Această societate face agricultură cu o tehnologie înaltă, calitate de performanță, culturile sunt foarte frumoase. Pe lângă faptul că dânsii fac și agricultură, se ocupă de mai multe activități. Au și zootehnie, pe raza noastră construiesc și o fabrică de ulei, o fabrică de nutrițuri combinate. Sunt niște oameni deosebiți cu care se încheie afaceri corecte și totodată ei sunt și mari achizitori de cereale și la această dată vreau să vă spun că eu îi cunosc de ani buni, sunt cei mai serioși și cei mai corecți pe piață din câți am cunoscut până acum. Toți fermierii prezenți aici au rămas plăcut surprinși de felul în care arată culturile, în felul în care arată câmpul. Bine, noi știți, a noastră, eu personal nu sunt așa mulțumit de culturile care avem. Nu din cauza noi ne-am făcut datorie. Problema care este a fost multe ploi, a fost Dunării care a fost ridicat aproape 3 metri în față de anul trecut, de timpul asta. Și noi afectează foarte mult Dunăre pe noi, ca lunca noi, așa vorbim de lunca Dunăre. Dar foarte mult. Inclusiv la terasa atâta ploie multe a afectat a noastră culturile. Nu vorba de... Eu vorbam acum o lună jumătate, spuneam, avem nota 10 la culturile. Eu nu mai dau nota 10. Avem problemă mare cu apa. Cu totul... Discuțiile generate de fermieri la dialogul organizat de către Jihad El Khalil la holdingul Maria Group nu aveau cum să ocolească o problemă care în 2013 le-a creat mari probleme în balanța comercială. Cum vor evolua prețurile? A fost unul dintre subiectele aprins dezbătute la această masă rotundă. Domnul Jihad, da. La prețul cerealilor, ce pot spune despre prețul cerealilor? Ce prețul care... cerealilor, eu părerea mea, asta a fost tot din greșeala fermierii aici în România. Când noi tot timp discutam și dumneavoastră ca președinte al asociației, nu? Mă ești? Da. Sunt președinte la consorțiu, da. Da. Noi am securizat.
problema la Ucraina. Nu mai gândești și problema între lume, gândești problema la tine în curte. Dacă tu ai profit, trebuie vândut. Măcar ceva din ele, nu tot. Toată lumea anul asta, când a început să dai îngrășăminte la câmp, toată lumea erau la poartă la fabrice. N-are cum să face 5-6 fabrica în România 2 milioane de tone de azot într-o 2 luni de zile. Acum prețurile e ieftin, foarte ieftin la azot. Măcar 25% ce ai nevoie să cumpăr, să pun la depozit. Asta este un lucru care... Restul crezi, dar erbicide și la asta nu crezi este problema. Tot timp prețurile astea sunt și iarnă și vară și tot. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, da. Să spunem... Problema ce nu mare este în îngrășăminte. Să punem 25% în depozit, cum ziceți dumneavoastră. Da. 25% dacă am pus în depozit pentru mine, eu ca fermier care, să zicem, din punct de vedere financiar, nu stau chiar așa de bine, mă înțelegeți? Și atunci eu când acești 25% stă în stoc, nu trebuie să mă duc automat la bancă ca să împrumut, ca să-mi pot desfășura activitatea. Asta trebuie să dumneavoastră să caut chestiile alea. Și pot să vorbesc și cu alea care are credere pe dumneavoastră. Dom'le, eu cumpăr la tine greșemente, pune-ți după bomba de piață. Sunt acum firmele care dai finanțare pentru chestia asta. Și dacă are 8% după bomba în bancă, să dai el 1% plus. Sunt eu, părarea mea, sunt, pot să găsești acum greșemente, se ia, plătește la an. Sunt firmele. Nu mai trebuie să fim tot timp gândit, trebuie să fim unit noi, trebuie să fim, tot timp am discutat, domnule, asociație, alea care sunt baza țară. Nu facem asociație, suntem... Eu aș vrea să vă rețin legat de subiectul ăsta cu o sugestie. De 5 ani folosesc cu un succes deosebit. Aproape că n-aș mai putea, așa cum nu se mai poate fără glifosat, așa nu mai pot fără silobegul în sistemul de exploatare. Deci aceste silobegi sunt sacii lungi în care depozităm marfa temporar.
Deci aș sugera, costă 2 lei și jumătate. Nu am nicio afacere ca să cu sinoveguri, ca să fiu bănuit de reclamă și de interese. Deci silo costă 2 euro și jumătate pe tonă. Pentru că domnul Jihad zice, depozitează o treime din suprață, din cantitate. Păi, o depozită, dacă ai unde, ca să faci silozuri, acum e foarte scump. Dar sistemul de silobeguri, vi-l recomand, este cea mai eficientă treabă. Noi, deși avem și spații de depozitare, trecem totul prin silobeg. De ce? Pentru că în marginea solei, la nivel de fermă, combinele recoltează, nu pierd timp deloc, pentru că aduc rapid și umplu silobegul. Și după aceea mă joc. Unii e nevoie de comandă, de cele. Vreau să țin până în primăvară toată producția, am cu ce mă descurca. Și atunci mai vine și a doua propunere care vreau să vă fac astăzi. E să cerem ca certificate de depozit să se dea și pe aceste silobeguri. Și deocamdată nu dau nici pe... Dovada că nu doar prețul stă la baza succesului în agricultură, fermierii au dezbătut și problemele legate de cercetare, de tendințele pe care le are genetica pentru viitorul apropiat. Toate cercetările spun că nu are niciun efect negativ. Care este scopul de se interzice? Nu, sunt mai vocali cei de la mediu, care, dacă dumneavoastră vă duceți acum și chemați pe un stupar de la dumneavoastră, de lângă dumneavoastră, și zic, băi, dar de ce nu mai faci miere? Păi din cauza voastră, băi, așa răspunde, e la prima reacție. Și astfel de reacții au fost nedocumentate foarte bine, că albinele se rătăcesc, nu știu ce, și de ajuns să prindă ideea aceasta și imediat o lansează. Ceva cercetări or fi ele, dar sunt multe alte cauze care determină moartea albinilor sau rătăcirea lor. Chipurile nu mor, dar se rătăcesc. Ceva similar cu organismele modificate genetic. Da, deci avem voie să mâncăm, dar... Sfârle primul, piatra în baltă, face bale. E mai greu de spus. Ce sămânță să utilizăm în toamnă? Și pentru că sunt convins că și dumneavoastră aveți situații foarte diferite, aș vrea să structurăm puțin discuția, pentru că este momentul repetit la cultura orzului. Dumneavoastră trebuie să știți că cel mai performant soi în cultură la orzul românesc este soiul cardinal. Are niște restricții. Anul ăsta, cine a încălcat aceste restricții, situația este proastă. În primul rând, nu necesită prea multe îngrășăminte. Nu trebuie să dai mai mult de 90 de kilograme azot la cultura orzului. Substanța activă vorbesc. Deci nu trebuie să dai mai mult 90. 100 deja este la maxim. A doua problemă. Cu această producție, cu acest nivel de fertilizare, poți realiza în condiții favorabile 7.000-7.500, chiar 8 tone, iar în condiții...
Referitor la soiurile de grâu, aș face apel la dumneavoastră că sunteți oameni care vă interesează fiecare leu să ajungă în profit. Să aveți o gândire extrem de echilibrată vis-a-vis de structura de soiuri pentru toamnă. Există această tendință, în condițiile în care anul a fost extrem, extrem de favorabil, să se promoveze fără măsură soiurile străine. Timpul din acest an, perioada climatică și modul cum s-au completat temperaturile cu umiditățile, cu precipitațiile, au favorizat extraordinar de bine soiurile străine, aproape în totalitate. Sunt convins că la soiul la pași se poate realiza și 11 tone la hectare, cu deficiențele de calitate care le cunoaștem toți. Dar ceea ce s-a întâmplat în acest an este o raritate. Deci avem foarte puțini ani. Dacă nu intervenea ultimul front de ploi, pe zona Teleormanului și Giurgiu, unde cunosc foarte bine situația, la soiurile străine aveam o mare problemă. Dar asta nu înseamnă că la ora actuală suntem salvați. Chiar cu o rezervă de apă foarte bună, dacă se instalează acele temperaturi de 35-38 de grade Celsius, să nu vă mire că greutatea hectolitică și modul cum se întâmplă maturarea boabelor la soiurile străine vor avea de suferit. Sunt convins de acest lucru. Deci, rugămintea mea este și sfatul pe care îl dau cu colegialitate, să fiți foarte echilibrați la modul cum abordați asigurarea cu sămânță și mai ales structura de soiuri pentru toamnă. Concluzia reuniunii celor mai importanți fermieri din sudul României la Călăraș a fost aceea că agricultura nu mai reprezintă o paria pentru investitori, că ea a devenit atractivă, că pe an ce trece tot mai mulți români își îndreaptă investițiile spre acest domeniu și dacă o vor face și cu cap, atunci totul va fi excelent pentru economia României. Dacă acum 4 ani spuneam foarte mulți se gândeau la tot felul de afaceri, în ultimul timp 90% din cei care vor să investească în agricultură. Pentru că, într-adevăr, agricultura începe să devină să devină apetisantă prin siguranță, prin volume și prin valori. Și cred că ar trebui cu mai multă insistență să ne cerem și drepturile, dar în același timp să facem și noi ceea ce e mai modern, ceea ce e mai demn de nivelul de pregătire profesională pe care îl avem.
cum să spun eu, nu se aruncă în lupte politice, nu se, deci nu-i vezi. În schimb, la asemenea întâlnire îi vezi, sunt oameni de care, la care ai ce... Eu crez...
toate, numai eu, cu ajutorul vostru aici. Punem punct aici dezbaterii generate de către fermieri la Călăraș. O întâlnire pe cât de surprinzătoare pentru mulți dintre cei prezenți, dar pe atât de incitantă. Cu siguranță că multe dintre cele discutate cu această ocazie își vor găsi corespondentul în aplicațiile din câmp, lucrurile pe care și noi vi le vom aduce spre atenție la momentul oportun. Până atunci, numai bine!